Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu Arsenal. În acest episod o să jucăm meciul cu Lokomotiv Moscova din Champions League. A pierdut în primul meci împotriva celor de la Bayern München. Au pierdut cu 3-0. Așa că au mare nevoie de victorie. Noi suntem pe locul 2 cu 3 puncte. Bellerin este obosit, așa că o să intre Cedric. Și să vedem cum o să joace echipa în acest meci important în care trebuie să câștigăm. Thomas recuperează foarte bine balonul. Thomas înaintează. Thomas șutează. Thomas foarte slab. Ozil. Ozil pentru Aubameyang. Aubameyang șutează. Aubameyang și gol. Aubameyang deschide scorul. Mesut Ozil pasă pentru Aubameyang. Aubameyang înaintează. Aubameyang șutează. Aubameyang și gol. 2-0 pentru Arsenal și dublă pentru Aubameyang. Un șut acum și gol pentru Lokomotiv Moscov. Un șut bun. Leno nu a avut ce să facă. Willian înaintează, centrează Willian, Aubameyang cu capul și respinge portarul. Martinelli șutează. Martinelli și avem corner. O pasă bună, Smolov șutează pe lângă poartă. Martinelli înaintează, Martinelli în careu, Martinelli șutează. Martinelli și respinge din nou portarul. Martinelli înaintează. Martinelli șutează. Martinelli și mingea este prinsă de portar. O pasă foarte bună, Smolov înaintează. Smolov centrează. Șut și gol! Lokomotiv Moscova ne egalează în minutul 85. Martinelli, Guendouzi pentru Willian, nu este în offside. Centrează Willian. Dele Alli, șutul lui Dele Alli respins incredibil de portar și este autogol incredibil. Câștigăm meciul în minutul 91. A fost autogol. Dele Alli se bucură. Willian centrează. Șutează, respinge portarul incredibil și fundașul lor bagă mingea în poartă. Și acum să simulăm meciul cu Sheffield. Și câștigăm cu 3-1. Martinelli, Kolasinac și Thomas marchează. Însă cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!